Mamă, ce față de dimineața am, aolo! Salut și bine ne-am întâlnit la un nou video, bă, astăzi mi s-a întâmplat ceva făinuț, pot să zic eu. Am fost anunțat de către maică-mea că am primit ceva prin poștă și am zis, bă, hai să văd și eu ce e, dar maică-mea nu s-a putut abține și a văzut înaintea mea ce este, așa că o să vă arăt acum despre ce este vorba. O să mă opresc din filmat față oameni pentru că nu e prea dimineață și trecem la chestia aia cu... Da, am primit un cadou. Da, băi, fraților, bă, după cum putem vedea, aici avem un plic pe masă, pe biroul Andrei Versace, l-am numit eu. Avem un plic și v-am spus că maica mea nu s-a putut abține. Ea a crezut că sunt facturi aici. Deci ea a crezut că sunt facturi și a zis, bă, hai să-i deschid plicul, nu-i ca și cum vine din Anglia. Deci nu se poate așa. Deci m-am auzit că ce, avem facturi din Anglia, trebuie să plătim apa în Anglia, că doar de ce nu. Revenind, hai să vedem ce este aici. Am întors pe față plicul și avem chestii de-astea cu royal, cu astea, cu... O să încerc să-l scot așa, dar nu prea pot că am o singură mână. Opa, ok, bun, hai să... Cam acesta este plicul și avem acolo scris care e un Paysafe Company, da, e un fel de bancă online. Și acolo ne zice, bine ai venit la nou cadul ăla de card, dată morții lui. Că thanks for using skill, du-te mă, știu, că n-am folosit, eu cred că am folosit o singură dată chestia asta. Aolo, un validation instant, 2 milioane. Mamă, uite, bă, activate your card, login to scrill, dă-te bă, ieși, hai. E și cum îl iau? E lipit. Bă, ăsta nu se ia? Stai, că se ia, nu se poate. Bă, ia să pun eu la camera asta, nu se poate. Opa! Ol! Cam ăsta, acesta este card. Deci oamenii chiar mi-au făcut un card. A, chestia asta se dă jos de aici și mi-a scris și numele pe el, că ăsta, Mastercard, ăsta. Și ce mai e pe aici? E nimica, e... Da, important e că băieții mi-au făcut un card care e al meu acum, e foarte tare, bă, să nu mai... Oricum e tare că mi-a dat băieții un card, că mi-au făcut un card, chiar m-au scutit pe mine de a face o treabă și... Na, e super. Oricum, cred că dacă îl activez acolo, cred că o să meargă, o să pot să pun și să scop bani de pe el. Nică la 16 ani, card acolo, stai acolo, foarte tare, card, e super bun. Cam atât cu video-ul ăsta, eu să mă duc să-mi validez cardul ăsta, foarte tare, chiar sunt curios că mi-au dat băieții un card, nu mă așteptam la așa ceva, vă dați seama, și nici maică-mea care se aștepta la niște facturi, să plătim curentul din Anglia, mă rog. Ne revedem data viitoare și vă pup cu cardul, uite așa.